la înclinarea inadmisibilă pe care o propează chiar în aceste zile. Și în ultimul an, presa, așa zisă presă liberală de pe coasta de est, în special a Statelor Unite, care este obamistă. Liberală înseamnă socialistă. Înseamnă socialistă. Obamistă din titlu, ca să zic așa. Și care a făcut o campanie deseori pe față în favoarea lui Barack Obama. Diferența este că instituțiile de presă au un regim de control public real. Cu alte cuvinte, nu poți face orice la o televiziune sau un ziar. În Occident. În Occident. De ce? Pentru că există mijloace de control, există legi, există amenzi, există licențe care să și aplică, să și respectă. Cu toate astea, BBC-ul, în anumite situații de criză în Marea Britanie, a luat poziții care sunt clar de stânga. Da, BBC-ul, din păcate, nu mai e instituția glorioasă și splendidă a anilor 50, 60. Nu, e o instituție care a căzut, fiindcă ea este acum condusă și pusă la lucru, nu? De un grup social foarte clar, care este clasa de mijloc, un anumit sector al clasei de mijloc britanice, cu convingeri indiscutabil socialiste, sunt de stânga, atât în ce privește economia, cât și în ce privește celelalte mari politică externă, emigrație, politică economică. Bun, deci asta e în mâna lor. Ori ăsta e un lucru foarte periculos, pentru că BBC-ul este o instituție de presă publică. Ea trebuie să servească interesul public. Păi, întrebarea mea la asta se referea. Diferența Occident-Orient, tu o marcasești în existența unei scrisori pe care seara toți cetățenii au primit-o și au dat tacit acordul și a doua zi au același orizont de așteptări. Și acolo se produce ceva. Sigur. Întrebarea mea este cum anume ei răspund la aceste crize, da, rămânând occidentali, în timp ce noi, importând mecanismele lor, nu reușim. Din două instituții, mă gândesc să răspund cât mai repede și mai clar. Unu, structura de proprietate și doi, justiția, legea. Ele, multe altele s-au schimbat, au decăzut, au virat. Astea două nu. Prin urmare, există lege. Ce înseamnă că există lege? Există o instituție pe care noi o numim justiția, care garantează și asigură respectarea unor anumite norme care sunt general valabile. Nu e voie să faci asta, nu se poate face asta, asta poate să meargă până aici. Bun. Lucrul ăsta reglează și, într-o mare măsură, reușește să blocheze pericolele create de perindarea generațiilor, de schimbarea valorilor care pot atinge presa, care pot denatura mesajul de presă, cum spuneam, misiunea trecută de la funcția lui publică, la o cameră de ecou a clasei de mijloc prosocialiste din Marea Britanie. Bun, nu e bine. Pe de altă parte însă... Nu e bine, dar nu e catastrofal. Nu e catastrofal. Pentru că normele, respirația justiției reușesc să blocheze aceste tendințe, aceste aplecări până la un punct umane și firești, înainte ca ele să devină, să ia putere și să începă să dicteze ele mersul societății. La noi de ce același lucru nu este doar rău, ci este catastrofal? Pentru că nu există justiție, pentru că există o caricatură de justiție, există o justiție închipuită, o imitație. O imitație, e foarte simplu. De ce e o imitație? Aș da următorul exemplu. E ca și cum ai reușit să copiezi cartea de telefon, da? Dar nu spui telefon. Cam în situația asta suntem. Noi am copiat cartea de telefon și primiat, avem cartea de telefon. Deci am rezolvat problema telefoniei. Nu. Dacă nu ți-ai pus telefon, degeaba ai cartea de telefon și degeaba ai copiat-o. Deci ce vreau să spun, de ce folosesc exemplul ăsta ciudat și extrem, e pentru că vreau să subliniez cât de crudă, cât de antinațională, până la urmă, cât de destructivă e situația în care ne aflăm. Situația justiției în România este un scandal incomensurabil, secundă de secundă, pentru țara asta. Constituită ca o imitație ieftină a justiției reale și practicată ca la oborul de vite și ca în codru, justiția face rău atât statului pe care îl discreditează, îl slăbește și îl pune la dispoziția unui grup, cât și cetățeanul.
care, în primul rând, nu e cetățean. Cetățeanul este individul uman cu drepturi. Ceea ce este neoccidental în noi și care este sursa fenomenului românesc, ar putea fi remediat printr-o justiție care să funcționeze? Eu cred că problema este să fim realiști, să nu ne fixăm idealul, ci să reușim să facem pași înainte. Și da, cred că o justiție adusă între limitele de normalitate ar schimba situația în bine. Nu ar rezolva-o, nu ar aduce-o la rangul de ideal, de perfecțiune, dar ar reuși să împingă lucrurile în direcția bună suficient, atât cât trebuie pentru ca societatea să meargă mai bine, să răsufle, să-și poată folosi toate resursele, să dea cetățenilor acestei țări un optimism pe care oamenii nu-l au. Din potrivă. Din punct de vedere social, România e o societate în depresie. Demoralizată, în care oamenii nu cred că se poate, nu cred că are rost să, nu cred că o să se termine cu bine, nu cred că e bine să te bagi. Nu merită să fii generos, nu merită să fii dezinteresat, și pentru că toate exemplele pe care le ai în spațiu public sunt exemple de infractori care nu sunt pedepsiți. Exact, pentru că cetățeanul și mai ales optimismul care caracterizează în genere spiritul cetățenesc a fost de atâtea ori învins, săptămânal, până la urmă s-a resemnat, s-a retras și nu se mai arată. Dar asta de când vine, Traian? Pentru că în cartea ta despre securitate faci o radiografie a României ca fiind țara lui ca și cum. Da. O faci într-un fel, iartă-mă, în care, stabilind o genealogie pentru răul de care suferim astăzi, de fapt ajungi să identifici societatea românească cu răul de care noi suferim. Da, bun, eu spun. Adică nu formele sunt problema, ci conținutul cu care noi de fiecare dată umplem aceste forme. E o idee foarte delicată, riscantă, vreau să spun. Pentru că ea spune ce? Că răul românesc, unul, e mai vechi decât ne închipuim noi și noi de obicei ne închipuim... E mai vechi decât regimul comunist. Exact. Este mai vechi decât eșecul de după primul război mondial. E mai vechi, da. Este mai vechi decât succesul generației pașoptiste. Da. Și până unde îl ducem? Cât de vechi nu știm asta. Noi știm câtă timp că e mai vechi decât credem. Îl ducem la fanarioți, îl ducem la voievozi, îl ducem la până acolo nu prea etnogeneză. Mai bate, să zic așa. Și să vorbim de rău adus prin etnogeneză, înseamnă să ne deplasăm spre... Da. Mama Omida, așa, alte autorități în materie. Dar ce vreau să spun, că într-adevăr, judecată la un anumit nivel de analiză, problema răului românesc nu începe odată cu regimul comunist, cum mulți oameni cred, cu toată sinceritatea, nu pot fi acuzați de asta. Începe mult mai înainte și are de-a face ceva cu România, evident, și cu societatea românească. Nu putem să considerăm că mereu un grup care n-are legătură cu societatea românească comite răul pe care toți ceilalți îl suferă. Pe de altă parte, asta nu înseamnă că lucrurile sunt iremediabile. Nu, cu siguranță că nu. Ai un final în cartea încotro duce istoria României, care sună așa. Istoria României ne duce undeva, dar poate duce și altundeva. Exact, exact. Jocul nu este jucat până la capăt, deși vedem structura. Există o idee destul de periculoasă, uneori e exprimată, dar de cele mai multe ori difuză, și anume că asta e, n-ai ce să faci cu românii și România, nu se mai poate schimba nimic, așa a fost, așa suntem și așa vom fi. Eu nu cred că lucrurile astea sunt adevărate și dacă povestești cât de rău merg lucrurile în România, asta nu înseamnă că ești convins că lucrurile nu pot deveni mai bune. Noi am mai trecut odată printr-o experiență de genul ăsta, în definitiv așa am început discuția. Am vorbit de momentul de la mijlocul secolului al XIX, când România a arătat că pot fi altfel, că pot trăi altfel, că pot construi o țară modernă, că pot construi instituții mult mai bune, nu perfecte, dar mult mai bune. Succesul a fost formidabil. A fost formidabil. Datorăm acelei epoci aproape tot ce avem bun în țara asta și câte au mai rămas bune de atunci. Și în arhitectură, aproape tot ce e frumos și monumental în București. Nu e zi de la Dumnezeu să nu trec în București și să dau de același gând. Tot ce e frumos în orașul ăsta și nu numai București, e făcut atunci. Vorbind de distrugerea cartierului Uranus, vorbești de ce s-a distrus odată cu casele, cu drumurile, chiar și cu formele de relief, pentru că totul a fost netezit. Chiar dacă și-ar dori, o spui tu, în cartea ta, Tehnica neputinței la români,
generațiile postcomunismului românesc nu mai pot recupera acele acte de civilizație socială distruse de aparat